Salutare bebe și bine v-am găsit la un nou episod de Sam, suntem aici pe serverul Ruby, ne priviți dacă plac băieți aceste episoade. Nu uitați să apăsați butonul de like, să ținem și noi când mai multe like-uri, să ținem peste 30 de like-uri, ar fi super tare pentru că n-am mai strâns de mult suma asta impresionantă de like-uri. Dacă apăsați butonul de like, aveți respectul meu maxim, vă pupă fratele, respect. Da și voi like acolo, strângem peste 30 că n-am mai făcut de mult. Dacă ar da fiecare dintre cei care se uită, ar fi super tare. Dacă ar fi dat tot, am fi strâns și noi minim 50 de like-uri, dar măcar o parte, măcar jumate. Dar mulți nu fac asta și nu înțeleg de ce. Oricum respect pe care vă respect pe cei care vă uitați la mine, la videoclipurile mele. Nu înțeleg de ce mă bâlbâie, poate că e 8 dimineața. Așa, uitați ce mod. Și în acest episod o să vă prezint cel mai blană bombă modpack pentru polițiști. Nu o să fac asta pentru că o să trebuiască să vă prezint modpack-ul. Mare parte, l-am făcut de iarnă pentru că mi-au cerut băieții modpack de iarnă și am zis hai să fac un modpack de iarnă pentru polițiști. Până acum, păi, uitați, o să vă prezint imediat. Pentru început, Udo de aici, mapa de aici. Apăsați Z, o chestie super tare și dă zoom. Tu automat când ai find pe cineva și e gen, nu mai vezi și pe J, îl vezi mai ok, vezi cam pe unde e, dacă e gen mai aproape. Așa. Și alte moduri. O să vă prezint un mod pe care l-am găsit și m-a impresionat foarte mult. Am dat modul de skin-uri, de vegetație, de timesicul. E super tare modul de arme. În fine, e de low PC, pot să zic. Luăm police car, să vă arăt ceva la police car. Deci după ce vă urcați în el, așa, apăsați pe CTRL, aprindeți luminile, apăsați J, mai întâi G, J, nu, G, H, J și K. Și uitați ce tare arată, frate. Ce mai conține modpack-ul? Astea sunt niște chestii doar așa, chestiile importante. Conține cop CMD, folosim comanda pe prăsăcel. Și aici avem K, G, când ai G pune M4 automat, KF cal, KA, KFU, clear. Are cam ce are un cop CMD, nu-i cine știe ce, dar na, aveți și aici tot ce trebuie. Și ce mai conține modpack-ul? Foarte, foarte, foarte important pentru lider este, stați așa, cu ce am venit, cu Infernus. Don't last location. Lasă-l că nu s-a văzut prea bine pe filmare și nu vreau să iau FV. Bine că nu era de FV situația că s-a observat, dar nu mă risc eu. Uitați, modul ăsta pe care o să vi-l arăt acum ne-a ajutat chiar în situația de adineauri. Noi dacă dădeam leși bătrac, noi acum gen când tragem gloanțele, rămâne dâra. Eu dacă aveam bătracul, era clar că el a tras, se vedea, se observa. Da. Nu. Ok. PSU 87. KA 87. V-am arătat și mod. Și chestia asta a dat bine. Așa. Deci find 87. Unde e, mă? Hai să ne batem.
Uitați, vezi, v-am zis, deci bătracul e super folositor. Slash TAZ, îi dau cu TAZ, numărisc. Ah, Gucci. Ah. Leșta. Nu mai merge să mai dau iar. Dă-te, mă. Haide. Merge greu mouse-ul, lol. Ah, te-ai dus. Gata. Mamă, greu a fost, bă, frate. Așa. Și ce am rămas la... Ați văzut, deci, cum funcționează scop CMD. După, un alt mod foarte, foarte important. Stați un pic să văd dacă e wanted. Are 6, păcat. N-am cum să fac cu el. A avut să-i noroc, a avut să-i, am înțeles. Infernus. Bun, bagă și mie free. Ești free. Done. Te-am. Îl apari pe video. Ok, hai să zicem un băiat. Poate dă și el un subscribe. Tu poate dă și eu un subscribe, nu de alta. Ok. Un alt mod pe foarte important, Target MDC, nu prea este cunoscut și modul ăsta e mai puțin cunoscut. Na, pentru cei mai noi. Dacă tu ai un suspect cu drept de predare pe G, de exemplu, aci, tu poți să apeși click dreapta și apare MDC-ul lui. Gen, când te duci cu el la arest, jos, ai dat click dreapta, gen, uite, tu, unul vrea să-i dea lui, de exemplu, neconformare ordin, că, na, poate nu s-a conformat, sau eu știu, în timpul ăla. Și tu îi dai arest și are, avea robbery sau avea fără drept de predare și ai dat și îți face unul post, pa, e clar uninvite. Deci aici dai click dreapta, apoi click stânga, faci poză și e în regulă totul. Nu ai cum să fii sancționat. Și nu mai scrii tu manual slash MDC, MDC și ID-ul, slash arrest și ID-ul lui. E mai easy așa. Ați înțeles? Rămăsesem la bătrac, ați văzut, dacă unul trage, de exemplu, din Palestina, e pe acolo, gen, și trage mine. Și, gen, are un prieten, îl pune pe un prieten să tragă din spate și el se face doar că trage, dar trage celălalt. Nu se observă și tu îi dai wanted aiurea la ăla care nu a tras, na. De asta e bătrac, uitați, unul trage de acolo. Uite, dacă dau bătrac me, nu mai se văd gloanțele trase de mine, dar se văd de ceilalți. Bătrac me, sau cum era, bătrac. Deci me sau ceva în gen, nu mai știu. Cred că bătrac me sau ceva în gen, oricum nu contează chestia asta. Și se văd și culorile de la facțiune, tu dacă ești un FBI, se văd albastre, dacă ești în bala, se văd albastre. E foarte important și modul ăsta. Ce am mai băgat în mod pe mapa pe un foarte, foarte importantă și asta. Gen, dacă tu te duci pe un suspect și nu observi pe unde e, poate să fie undeva și tu nu observi sau de exemplu, eu dau find pe 1, nu știu. Chilafonic. Aici eu văd exact unde e. O să tragă. Ei, am înțeles, ia uitați. Uitați, vedeți de ce e bun bătracul. Gen, dacă eu dau fine pe el, văd cea mai scurtă rută. Și foarte important și modul ăsta. O să vină după mine, mai mult ca sigur.
un alt mod, și ăsta foarte important. Ia uite-l, pe prieten. Hai dă-i, cam bătrac, oricum se observă dacă trage sau nu. Oricum la orice, oh god, SU 87. KA 87. MDCC. Ok. A, done quest, am înțeles. Da, done. Ai luat și wanted, ce mai? Hai să iau și Infernusul. Gen, nu o să mă duc pe el, că na, e personal și n-am voie, dar na. Așa. Un nou și un alt mod foarte important. Gen, unul trage în tine, tu ești cu mașina și nu se observă bine. Sau cu dă cu pumnii în tine, tu nu observi. Aici la ai un mod cu HP la mașină și cu modul ăsta poți observa foarte, foarte clar dacă a tras în tine, dacă dă cu pumnii în tine, dacă scade HP la mașină. Să mai stai cu DL, că e foarte enervant să vezi toate chestiile astea. Și, pe părerea mea, e foarte important cum e și mapa pe M și alte moduri și CMD, Target MDC. Un alt mod foarte, foarte important, la fel și el, tu când te duci, mane, reda, ești, da, frate, salutați, ită, așa, îmi dai și mie kill, wanted, unde ești, omule, sneaker, e departe, vino, lăsă, pd, salut, ită, am înțeles. Sunt LSPD, hai că vin LSPD. Dar în clădire. Ok, tu dacă, de exemplu, vrei să vezi MDC-ul la băieții ăștia, salpa, ită, am înțeles, s-a împiștit, nu dai cu ei. Ok, eu mă duc să-i dau, ești tester? Nu. Nope. Așa, văd că e cineva aici, lava zz. A tras în mașină, a tras și mine. KA 69. MDCC. MDCC. Find 69. Unde-i, mă, om? Că nu știu unde e. 69. Unde-i, mă? MDCC. Așa, sneaker, i-am dat și lui sneaker. Avea 4-1 așa. Și ăsta trebuie să fie pe undeva pe aici. Cine este? Nu avem. Avem este dai testul când o să intre. Ok, am înțeles. Am înțeles. Hai să intre ăsta, cum îi zice, mă, frate, Popnic. Ok. Mergem repede la HQ să-i dăm kill-ul băiatul ăla, că ne-a făcut cal, ne-a stricat tot. Deci am vrut doar să știu, am înțeles. Și să mergem să-i dăm și lui ăsta un alt mod foarte important, să vi-l arăt imediat în acțiune. Nu-i cine știe ce. Wanted, unde e, mă? 300 de metri. Hai după ăsta. Apăsăm Z și este la benzinărie. Este face screen-ul. Ca să vezi, faceți foarte repede poză fără să vi se blocheze. Folosiți fast screen. Îl aveți în modpack. Gen, tu te duci pe un suspect și îi dai MDC și vrei să-i dai și kill. Ți se blochează jocul puțin și în timp de secundele în care ți se blochează jocul, el poate să te omoare. Sau dacă faci cu cineva wanted și stai pe mașină, tu când dai când faci poză și ți se blochează jocul, gen
poți să piși după mașină, e ca și cum te-ai pune AFK, gen. Și, na. Lasă-l, mă. G. Așa, hai să-l ajutăm pe băieții ăștia. Că mă duc cu ei, cu el, de fapt. Așa. Așa. Hai să mergem după el. MDCC. Haide, mă, ce faci? Am înțeles. Leșta. Îi dau cu tazet, că eu nu stau pe el, mă, eu nu stau la discuții, dau și plec. Am înțeles. Ce se duce omul, bă? Unde te duci, mă? Doamne, frate. Haide, sări. Anul ăsta. A, că i-am dat-o. Gata, te-ai dus. Așa, am înțeles. Ei, fac și post după filmare. Fast screen, cam astea sunt modurile cele mai importante. Nu ai ce moduri să mai bagi într-un mod pack de poliție. Poate ar mai fi și alte moduri, dar nu te-ar ajuta de mult cât te ajută modurile astea. Mod pack-ul arată și super bine. Dacă vreți, puteți să îl descărcați. O să vi-l las la descărcare. Cam asta a fost cu video. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost pe zonă. Vă pup, fratele, nu uitați de like, share, subscribe neapărat. Neapărat să dați like, share și subscribe. Dacă v-a plăcut modpack-ul și dacă vreți să descărcați modpack-ul. Cam asta a fost, vă pup, fratele. Ciao, les.